5 români au decedat și 8 sunt dați dispăruți în urma cutremurului de ieri din Italia. MAE anunță că verificările continuă în ceea ce privește cetățenii români dați dispăruți. Bilanțul total al victimelor a ajuns la cel puțin 250 de persoane până în momentul de față. Un cutremur cu magnitudine de 6,2 grade a provocat dezastru în centrul Italiei. Potrivit presei italiene, cel puțin 250 de persoane și-au pierdut viața și sute de persoane au fost rănite. Cutremurul s-a produs ieri în localitatea Amatrice și s-a resimțit în toată zona centrală a Italiei. Printre victimele cutremurului se numără și 5 români, 4 cetățeni români sunt răniți, iar alți 8 sunt dați dispăruți. MAE anunță că echipele consulare mobile s-au deplasat la unitățile medicale unde se află internați cei 4 cetățeni români răniți și mențin în permanent legătura cu personalul specializat care îi monitorizează pentru informații actualizate cu privire la evoluția stării acestora de sănătate. Cutremurul a afectat în special localitățile Acumuli, Amatrice și Aracata del Tronto. Agenția de Protecție Civilă a Italiei a catalogat cutremurul ca fiind sever. Orășelul Amatrice a fost distrus aproape în întregime, relatează primarul localității pentru presa italiană. Drumurile spre și din localitatea noastră sunt blocate, jumătate din oraș a dispărut, sunt oameni sub dărâmături. A fost o alunecare de teren și un pod s-a prăbușit, a declarat primarul Amatrice pentru presă. O replică având magnitudinea de 5,5 grade pe scara Richter a avut loc în aceeași regiune la o oră după cutremurul inițial. Localitatea Amatrice este situată în partea centrală a țării, în zona munților Apenini. Cutremurul a fost simțit puternic în centrul Italiei, zonă cunoscută cu risc seismic ridicat. Și în capitala Italiei, Roma, cutremurul a determinat mulți locuitori să-și părăsească casele de teama replicilor seismice intense.